Potrivit unei hotărâri de guvern aprobată anul trecut, serviciile publice de asistență socială din cadrul primăriilor au obligația să solicite în ultimul trimestru al fiecărui an unităților școlare aflate pe raza lor administrativ-teritorială informații cu privire la copiii care au părinții plecați la muncă în străinătate. Reprezentanții serviciilor publice de asistență socială din cadrul primăriilor au obligația de a se deplasa la adresele la care sunt îngrijiți copiii și să întocmească rapoarte privind evoluția acestora și a modului în care aceștia sunt îngrijiți. Rapoartele cuprind obligatoriu date privind performanțele școlare, grupul de prieteni, anturajul și, în funcție de situație, reprezentanții primăriilor pot cere sprijinul medicilor de familie, al cadrelor didactice sau al psihologilor din cadrul instituției noastre. Numărul real al copiilor cu părinții plecați în străinătate nu se cunoaște. Reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului Giurgiu spun că sunt și situații în care părinții pleacă peste hotare, lasă copiii în grija bunicilor sau a altor rude și nu anunță nici primăria din localitate, nici direcția în legătură cu acest lucru. Astfel sunt primării care raportează zero copii sau doar un copil cu părinții plecați. Situația centralizată de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu nu reflectă însă situația reală. Aceasta pentru că sunt în județul nostru 15 primării care au raportat că pe raza lor de competență teritorială nu există niciun copil cu părinții plecați în străinătate, ceea ce este greu de crezut, iar alte 13 primării nu au făcut nicio raportare. Așa că această centralizare s-a făcut pe baza datelor raportate de doar 36 din cele 54 de primării din județ. Din datele transmise de autoritățile locale către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, reiese că în prezent în județul Giurgiu sunt 260 de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate. Pe de altă parte, din datele centralizate la sfârșitul anului 2015 de Inspectoratul Școlar, reiese că în județ sunt 592 de copii care au părinții plecați în străinătate.